A doua zi de proteste la Târgu Jiu. Oamenii prezenți în stradă au declarat că sunt supărați pe sistem, dar și pe faptul că nu au fost o mobilizare și o prezență mai mare la protest din partea gorjenilor. La final, cei peste 100 de protestatari au plecat spre sediul PSD Gorj pentru a-și striga nemulțumirile. Oamenii au ieșit în stradă pentru că sunt nemulțumiți de modificările aduse legii grațierii. E foarte greu acum să scoatem oamenii, dar cu timpul eu cred că duminică am fost 50, ieri am fost 300, astăzi poate 400-500 și în fiecare zi o să vină. Cred că o să vină mai mulți. De ce ați ales să aduceți și fata la PSD? De ce la protest? Ce mesaj? Vreau să transmit mesajul, ce să zic, ea vrea să rămână în țară. Asta vrem, să rămânem în țară, să nu ne gândim la plecat în străinătate. Se m-a adus în piață, traiul rău. De la un an la altul se trăiește din ce în ce mai rău. Au distrus Gorjul, au distrus Gorjul ăsta, nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură, câte întreprindere au, nu mai s-a rămas nimic. Protestul s-a mutat în fața sediului PSD. Gorjenii au anunțat că vor ieși în stradă și în zilele următoare.